Vă salut dragi prieteni și în seara aceasta și vă spun bun venit la emisiunea Vieți Schimbate. Nu știu când v-ați gândit ultima oară în legătură cu relația pe care o aveți cu, cu Dumnezeu și cu momentele acelea în care vă simțiți foarte în siguranță. În Sfânta Scriptură există momente în care primim asigurări din partea lui Dumnezeu și altele în care Dumnezeu ne dă foarte mult de gândit. Din nefericire, mesajele din prima categorie, în care Dumnezeu este bun, iubitor, iertător, plin de har, plin de îndurare, sunt foarte multe pentru că reprezintă partea care ne convine cel mai mult. Însă, sunt mai puține mesajele și acele cuvântări care vorbesc despre momentele în care Dumnezeu te lasă în pace, așa cum ai ales, și momentele în care este prea târziu. Da, la astea nu prea ne mai gândim, nu ne mai prea interesează să auzim astfel de mesaje și nu ne interesează să aflăm lucrurile mai puțin plăcute din viața noastră. În Sfânta Scriptură am găsit acele episoade care vorbesc despre momentele în care Dumnezeu îi lasă pe oameni în pace să facă ceea ce au ales să facă. Să nu spunem momentele în care Dumnezeu i-a lepădat. Așa că în seara aceasta vom vorbi despre o față mai tristă a Evangheliei, aceea în care Dumnezeu te lasă să suport consecințele alegerilor tale pentru totdeauna. Cu toate că noi, ca oameni, nu avem acces la deciziile lui Dumnezeu și nu avem acces la uh, momentele în care Dumnezeu ia hotărârea pentru veșnicie, salvat sau pierdut, cu toate acestea putem să ne punem niște întrebări dacă suntem pe linia bună sau nu. Și aș vrea să avem în față prototipul acelor oameni sau acelor generații care au fost lepădate sau lepădați. Așa că. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură, la Carta Genesei, capitolul 6, un moment în care Dumnezeu spune despre generația dinainte de potop: Îmi pare rău că i-am făcut, fiecare făptură și-a stricat umblarea și vreau să-i nimicesc. Însă, aș vrea să observați că hotărârea de nimicire nu a fost luată în momentul în care a venit potopul ci hotărârea de nimicire a lui Dumnezeu a venit înainte de a veni potopul. Pentru că el i-a văzut cum se comportau, a văzut căile lor, a văzut comportamentul lor și Dumnezeu i-a vorbit lui Noe. Da? Versetul 7, Dumnezeu ia hotărârea, și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Acesta este momentul închiderii Harului. Noi am auzit tot timpul uh, predici și eu de multe ori am predicat în felul acesta, fiind luat de valul acesta de pozitivism evanghelic că Dumnezeu a închis ușa Harului în momentul în care s-a închis ușa corabiei și oamenii n-au mai avut nicio șansă, nu, greșit. Dumnezeu a închis Harul pentru generația aceea în momentul în care a luat decizia în sine însuși și după aceea a spus lui Noe, Noe, am văzut că tu ai, ești un om cu totul deosebit față de ceilalți, în fața mea ai căpătat har, Apucă-te, fă corabia, dar deja pentru ceilalți harul era închis. Nu că n-au vrut să intre. Nu, deja ei nu mai aveau nicio șansă. Aș vrea să înțelegem lucrurile. Pentru că sunt cu totul și cu totul diferite de cum ni se prezintă nouă. Dumnezeu a luat decizia să piardă acea generație înainte de a fi construită arca. Uitați ce spune aici versetul 7, să nu vorbim așa pe lângă și să tragem concluzii personale. Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Decizia lui Dumnezeu a venit înainte de a fi construită corabia. Și apoi îi vorbește lui Noe, dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Deci pentru cine a fost făcută corabia? Nu pentru ei, ci pentru Noe, familia lui și pentru animalele care au intrat în arcă. Vă rog, rețineți aspectul acesta. Și dacă ținem cont că Dumnezeu nu se schimbă, s-ar putea ca unii oameni să fie pierduți chiar dacă aud Evanghelia. Pentru că așa au ales. Pentru că viața lor a mers într-o direcție în care pur și simplu nu mai au nicio șansă Alegerile lor și împietrirea inimii lor face ca ei să fie pierdus pentru totdeauna Este trist, dar cât se poate de adevărat Este bazat pe decizia lui Dumnezeu O decizie cât se poate de arbitrară, ca să spun așa Dar cine îl poate trage la răspundere pe Dumnezeu O, dar atâția oameni să fie pierdus, da de ce? Pentru că așa a ales Dumnezeu. Și dacă ne uităm în spate, momentul alegerii lui Dumnezeu nu este deloc unul un nedrept. Pentru că, de fapt, oamenii aceia își stricaseră toată umblarea. Oamenii aceia au decis ca să urmeze răul. Și în momentul acela Dumnezeu a zis până aici. Chiar dacă 120 de ani sau cât a fost, veți mai trăi voi sunteți pierduți pentru totdeauna. V-ați gândit la perspectiva asta vreodată? Noi tot încercăm să îl facem pe Dumnezeu un bunicuț cu barbă lungă, care tot insistă, hai, dragul meu, hai, draga mea, da' vino și tu, da' păcăiește-te și tu, da' îndreaptă-te și tu. Nu! Dumnezeu are momentul lui când decide dacă îți mai dă har sau nu. Așa că, în seara aceasta cred că este cazul să ne responsabilizăm mai mult, să nu ne mai jucăm ping-pong cu Evanghelia. Dăm noi una, dă Dumnezeu una, mai dă Dumnezeu una, mai dăm noi una, mai pe lângă, mai pe masă. Nu, dragii mei, nu merge așa. Pentru că Dumnezeu judecă altfel lucrurile. Generația potopului a fost pierdută înainte să se fie apucat Noe măcar să bată un cui la acea corabie. Așa că ar trebui să ne gândim mai bine la viața noastră și la ceea ce facem, pentru că dacă Dumnezeu vede că vrei să mergi pe o anumită cale, poate că te va lăsa să mergi așa cum îți dorești și să te lase în pace. Așa a făcut cu acea generație. Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Noe era un om neprihănit, fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Două categorii total, total diferite. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, versetul 11. Pământul era plin de silnicie, adică de violență. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul orei, oricărei făpturi, fiți atent, este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de silnicie, iată am să-i nimicesc împreună cu pământul. Deci nu mai predicați, dragii mei, baliverne de genul ăsta, că noi a predicat ca să pocăiască cei de acolo. Nu, noi a predicat ca să nu-și piardă credința și să nu-și piardă încrederea în Dumnezeu. Noi a predicat pentru a-și confirma valorile. Însă, pentru cei din generația lui, totul se încheiase. Știți de ce? Pentru că ei știau ce este bine și ce este rău. Nu era nevoie să le spună Noe că nu este bine să-și dea în cap unii la alții. Nu trebuia să le spună Noe că să se închine la Dumnezeu, pentru că nu era destul de departe vremea când strămoșii lor au primit direct din gura lui Dumnezeu Evanghelia și ce este bine și ce este rău, dar au ales, în ciuda științei și a conștiinței lor, să lupte împotriva lui Dumnezeu. Iar noi n-avea decât să își confirme credincioșia sa față de Dumnezeu. Dar Evanghelia pentru cei care au fost acolo. Nu le-a slujit la nimic, dar mai auzi și năzbâtii teologice de, în lumea neoprotestantă de spârâie neuronii, că Hristos a coborât în iad ca să le predice celor din vremea potopului ca să-i mântuiască. Deci prostii mai mari din astea n-am mai auzit niciodată. Dar se predică de la Anvoane asemenea năzbâtii. Nu, dragii mei, generația aceea a fost pierdută pentru totdeauna. Înainte să audă predicarea lui Noe, ei erau pierduți. Sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, spune Dumnezeu aici. Și ceea ce îi prezintă Dumnezeu este planul său. Și tot ceea ce se prezintă aici nu este un plan de salvare pentru omenire, ci un plan de salvare pentru noi și familia lui și pentru animalele care au intrat în arc. Vezi zice, da, dar unde e vestea bună? Nu vestea bună. Vine momentul în care Dumnezeu, în primul rând, ți-a pus în conștiință ce este binele și răul. Da? Chiar spune Sfântul Apostol Pavel, pentru că ce trebuie să se descopere despre Dumnezeu a fost pus în ei, de la facerea lumii, prin creație, binele și răul este pus în conștiința ta. Și tu, când te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu, deja ai călcat Evanghelia. Deja ești împotriva lui Dumnezeu. Și. Dumnezeu poate să te tragă la răspundere pentru binele mic pe care ai știut că trebuie să-l faci și nu l-ai făcut. Sau pentru răul pe care l-ai făcut și știai că este rău. Să nu credeți că oamenii aceia care au fost lepădați de Dumnezeu erau niște neștiutori. Nu! Atâta vreme cât ei îl bajocoreau pe noi, atâta vreme cât s-au împotrivit și mergeau în fiecare zi din rău mai rău. Ei știau ce este binele și ce este răul. Dumnezeu a hotărât să-i piardă. Și așa a rămas. Au fost lepădați. După 100 și ceva de ani, Dumnezeu i-a vorbit lui Noe. Observați că momentul în care Dumnezeu a tăiat comunicarea cu acei oameni, ei erau inconștienți, nu știau că harul i s-a închis. Și tot au crezut, da, că Dumnezeu ne iubește. A, lasă că nici nu există Dumnezeu, da. Uh, cum să vină potop, cum să pedepsească Dumnezeu. Pă, gândeau și ei, așa cum gândim foarte mulți dintre noi. Și când lucrurile s-au întâmplat, era de mult prea târziu. Nu atunci era prea târziu, ci era de mult, înainte de a se fi construit arca prea târziu. Momentul în care Dumnezeu îi spune lui Noe să intre în corabie nu este momentul închiderii harului, ci este momentul în care Dumnezeu se ține de cuvânt că îi nimicește și împlinește hotărârea pe care o luase deja cu mult timp înainte. Ceea ce constat eu aici este faptul că nu e de joacă cu mântuirea și cu Dumnezeu. Nu poți să bați jocorești la nesfârșit harului Dumnezeu și binele și să crezi că Dumnezeu va întinde acest har la nesfârșit. Poate că ești în viață, poate că ești slujbaș în biserică, poate că ești pastor, poate că ești prezbiter, poate că ești om de rând, nu contează, dar să fii lepădat deja. Eu nu pot să pun etichete să spun tu sau eu sau... Nu știm, Dumnezeu știe. Însă există posibilitatea bazat pe Scriptură, spun lucrurile acestea, ca tu să fii de mult lepădat. Și să mergi în continuare cu tupeul ăsta înaintea lui Dumnezeu, să spui, oh, Doamne, harul, mântuirea, și să mergi exact pe liniile acelea, exact pe drumurile acelea, exact în aceeași răutate. Și să crezi că tu ești mântuit, dar de fapt ești pierdut, ești lepădat. Evanghelia asta nu prea ne mai place. Pentru că nu mai gâdilă acea siguranță a noastră prin care putem să ne batem joc de Dumnezeu la în sfârșit, să facem ce vrem, fără ca nimeni să ne tragă la răspundere. Știți de ce se întâmplă atâtea nedreptăți în societatea aceasta și în lume? Este un text în eu foarte, foarte bun care face lumină în direcția aceasta. Dar pentru că dreptatea lui nu pedepsește încă, nu înseamnă că puțin îi pasă de nelegiuire. Și oamenii zic, Ah, lasă că Domnul e bun, că nu se întâmplă nimic, că nu, nu da, mergem înainte. Pentru că dreptatea nu pedepsește în societate. De aceea oamenii se bălăcesc în nelegiuire. Și doar când lucrurile ajung strigătoare la cer și când nu se mai poate, se trezește toată presa servită și toți uh, care lucrează prin televiziune și hai să facem și noi treptate, hai să preluăm și noi. De ce? Pentru că n-au un încotro, trebuie să facă ceva. Se trezește și legislatorii, se trezește și Parlament și Senat și tot. Da, gata, nu mai. Și atunci încep legile radicale. Bineînțeles, se desumflă repede pentru că șerpăria este mare acolo. Faptul că Dumnezeu nu trăznește instant nu înseamnă că te rabdă în harul lui zeci sau în cazul lor peste 100 de ani. Da? Gândește-te la aspectul acesta. Domnul a zis lui Noe, intră în corabie tu și toată casa ta, că te-am văzut fără prihană înaintea mea în neamul acesta de oameni, dar hotărârea asta o luase cu mult timp înainte de Dumnezeu. Iar noi a construit corabia ca o dovadă a credinței lui în planul lui Dumnezeu de salvare și ca o implicare în planul acesta. N-a stat cu mâinile în sân și a zis, nu, no, Doamne, acum aștept să ne faci niște bule din astea de... sau niște baloane din astea foarte puternice, să plutim pe apă, să stăm liniștiți, să nu avem niciun fel de probleme. Noi nu facem nimic, noi suntem mântuiți prin har, ne vedem de treabă mai departe, o sută și ceva de ani, ne plimbăm printre ei, le spunem că sunt pierduți și la revedere, nu. Noe a acționat, în fiecare zi a acționat în lucrarea aceasta de mântuire pe care i-a oferit-o Dumnezeu. După șapte zile, zice Dumnezeu, voi face să plouă pe pământ 40 de zile și 40 de nopți și voi șterge astfel de pe fața pământului toate făpturile pe care le-am făcut. Și Versetul 9 spune, au intrat în corabie Noe uh, și dobitoacele, două câte două, parte bărbătească și parte femeiască, așa cum poruncise Domnul sau Dumnezeul lui Noe. După cele șapte zile au venit apele potopului. Dar observați că această evanghelie pe care noi o tot auzim, că ei n-au vrut să asculte, păi nu, ei erau deja lepădați. Pentru că Dumnezeu le-a dat har înainte. Așa că, atunci când predicăm Evanghelia, trebuie să o predicăm și spre mântuire. Dar să fim conștienți că unii deja sunt lepădați și că Dumnezeu a luat deja hotărârea în dreptul lor. Cine știe dacă n-a luat-o și în dreptul meu? Și vă zice, oh, păi unde e siguranța aia mântuirii? Nu știi, pentru că Dumnezeu i-a potrivit cu voia sa această decizie. Și întotdeauna decizia lui este dreaptă. Și dacă te uiți pe fir înapoi, toți cei care au fost lepădați și au fost lăsați în viață mult timp, au confirmat prin viața lor că Dumnezeu a avut dreptate. Noi putem să fim nemulțumiți, putem să facem ce vrem, însă dreptatea lui Dumnezeu este dovedită prin însăși viața pe care o ducem noi. Un alt caz foarte celebru este cel al lui Saul, Regele Saul a fost chemat la împărăție de către Dumnezeu după ce Israel l-a lepădat pe Dumnezeu și uh, a vrut un împărat și a zis, Nu mai vrem ca Dumnezeu să ne spună prin profeți, să vorbească direct, să stea în mijlocul nostru în formă de foc sau de nor. Sau, uh, e prea, prea mare voltajul pentru noi. Vrem să fie un om ca noi, care să meargă în fruntea noastră, vrem să fim ca toate celelalte popoare. Nu vrem să fim deosebiți cu nimic. Și Dumnezeu a zis, ok, nu știți ce cereți, dar dacă cereți lucrul acesta, vă dau un împărat. Și Dumnezeu le-a dat un împărat, un împărat solid, puternic, un împărat viteaz, care la început a fost foarte smerit, a fost foarte temător de Dumnezeu, nici n-a vrut să accepte împărăția și ai zice la bun început, Doamne, ce om al lui Dumnezeu este Saul, ce om credincios, ce om sfânt, ce om... Așa cum zicem despre mulți, sau cum zic mulți despre noi în biserică, vai ce om extraordinar! Hm. Și o vreme lucrurile au mers bine. Saul credincios, slujitor al lui Dumnezeu, au venit amaleciții și au făcut acea mare provocare și în momentul uh, amoniții, scuzați-mă, au venit și au provocat, dacă nu vă închinați nouă, vă scoatem câte un ochi și vă bărbierim barba pe jumătate, o bățuocură cât se poate de mare. Și când a auzit sau lucrul acesta, a zis, gata, cauza lui Dumnezeu nu poate fi trântită în praf în felul acesta, cine nu vine după mine își va vedea boii tăiați în bucăți așa cum i-am tăiat pe aceștia și familia lui va fi acoperită de rușine și pedepsită. Nu există așa ceva. Toată lumea după mine, numele Lui Dumnezeu, mergem înainte. Și ai zice, în sfârșit? Un împărat, un conducător, un lider care face voia lui Dumnezeu și care merge înainte cu Dumnezeu. Începutul lui Saul a fost cât se poate de bun. Însă sfârșitul a fost cât se poate de tragic și de dramatic. Și o să vedem cum a început drumul acesta spre lepădare. După ce a plecat. După ce s-a epuizat episodul acesta cu războiul împotriva amoniților, Saul a avut o perioadă de liniște, este un scampărat, Dumnezeu îl pune ca împărat prin Samuel, este recunoscut în fața întregului Israel. Unii își băteau joc de el, dar el foarte smerit a zis, nu, nu, lasă-i în pace să trăiască, nu mă interesează să mă răzbun eu. Și zice, domne, ce împărat de treabă, ce împărat cu teamă de Dumnezeu. Însă, treptat, treptat, după un an, doi, Saul a început să nu mai asculte. După ce a fost pus în funcție, Dumnezeu i-a zis prin Samuel ca să intre să facă puțină curățenie în jur. Și Ionatan, care nu avea astâmpăr, s-a dus să bâzie tabăra filistenilor. Și după ce s-a dus și a făcut câteva escapade războinice pe acolo, bineînțeles, filistenii s-au răsculat și au început să vină cu război împotriva lui Israel. Și lui Saul a început să-i fie frică. Și trebuia să aducă jertfa. Preotul, dar preotul nu mai venea. Și preotul tot întârzia câteva zile. Și ce s-a gândit Saul? Hai să fac eu. Să aduc jertfa. S-a dus, s-a adus jertfa. Și imediat după ce a adus jertfa, apare Samuel. Și Samuel nu îl menajează absolut deloc, de asta se temea foarte tare. Și apropo, dacă ar exista oamenii lui Dumnezeu care se i tragă de mânecă pe ăștia suspuși din politică și de peste tot, nu să le pupe poalele și pantofii, să-i lustruiască și, pentru că le dau bani pentru biserici. Da? Aici este, este elementul putred dintre biserică și stat. Faptul că biserica este slujită de stat prin oferirea de bani este cât se poate de nociv. Pentru că biserica începe să tacă. A, păi v-am dat, în campania electorală ne votați. Noi nu facem politică în biserică, dar știți, ar fi bine să-l votați pe domnul primar pentru că nu, n-ar fi bine nimic. Și dacă n-ar mai primi bani de la stat, ar putea într-adevăr să aibă coloana vertebrală să spună când vine la spovedanie sau când vine la biserică fiul dracului, coruptule, mincinosule, hoțule termină cu hoțiile, termină cu corupția și în momentul ăla s-ar face curățenie. Dar oameni ca Samuel nu mai există, dragii mei. Nu mai există. Pentru că toți acum slujitorii Domnului fac parte din sisteme. Și o să vedeți că adevărații reformatori n-au făcut parte din niciun sistem. Uitați-vă să vedeți. Nicio reformă n-a pornit de la preoți a pornit de la profeți care poate erau leviți, dar care nu erau din sistem. De ce? Pentru că doar în momentul în care nu depinzi de nimeni, poți să fii imparțial și poți să spui lucrurilor pe nume. În momentul în care îți vine leafa dintr-o parte sau dintr-alta, ești manipulabil. Și nu poți să spui ceea ce îți spune pe inimă Dumnezeu. Dacă îți mai fabrică și un el pe aici pe acolo, te-au rezolvat, te-au pus în cap. Așa că aș vrea să înțelegem că oamenii de felul acesta nu prea mai există. Și ne îmbătăm în iluzia asta a Harului ieftin, oh, că Domnul e bun, Domnul ne iubește. Și slujitorii Domnului au grijă să apese pe butonul acesta, mai ales cu cât se îngreunează mai tare deasupra lui, bănuții în conturi sau în cash. Harul știți cum crește? În medie geometrică. Și cu cât darul este mai mare, cu atât bunătatea lui Dumnezeu se mărește într-un mod cât se poate de. Uh, Evident, toate binecuvântările, toate, toate uh, bunătățile lui Dumnezeu, cu cât darul este mai mare, cu atât și în partea cealaltă dreptatea, cu cât nu cotizezi mai mult, cu atât dreptatea în dreptul tău este trasă la fir de păr și e judecat ca să se împlinească dreptatea, că Domnul este drept, Domnul este bun, dar este drept și cu tine este doar drept și cu alții este doar bun. Samuel nu a fost un astfel de slujitor al Domnului, uns cu toate alifiile, cu șapte funcții, cu uh, pensie specială pe la serviciile secrete, cu uh, turnătoria pe nu știu unde. Nu, el era omul lui Dumnezeu care primea direct de la Dumnezeu mesajul și îl spunea mai departe. Și lucrul acesta este întărit de faptul că Samuel îl și iubea pe Saul, ținea la el foarte mult când Dumnezeu a spus că le apădă, Samuel a prâns foarte mult și cu toate acestea n-a făcut rabat și n-a făcut compromis când era vorba să-i spună adevărul. Și după cele șapte zile a venit Samuel și a zis, ce ai făcut, ai lucrat ca un nebun. De ce a adus? Păi știi că mă temeam, că am început cu argumentările. Cu... Nu, 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 nu țin astea în fața lui Dumnezeu. Și versetul 13 din capitolul 13, 1 Samuel e, spune că Samuel i-a zis lui Saul: Ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel, dar acum domnia ta nu va dăinui. Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului său pentru că n-ai păzit ce poruncise Domnul. Deci, în momentul ăsta, practic, Saul era. Gata, lepădat. Ah, că A, că i-a mai dat Dumnezeu ocazia uh, să meargă, să nimicească pe Amalek. Da, dar el era deja lepădat. Hotărârea fusese luată în dreptul lui. Și capitolul 15, după ce a confirmat că nu ascultă, când Dumnezeu a zis, du-te la Amalek, nimic cu cu desăvârșire și pe el și tot ce este a lui, Saul a păstrat oile cele mai grase, boii cei mai grași și mai mari și mai frumoși. Din nou n-a ascultat porunca lui Dumnezeu. Și din neascultare în neascultare, Saul dovedea deja că hotărârea care a fost luată de Dumnezeu anterior este cât se poate de dreaptă și de corectă. Deci nu mai vorbim de chemările harului. Deci el a fost lepădat în momentul în care a adus jertfa. Și deja toate întâmplările care au venit în viața lui n-au făcut decât să confirme că el este cu adevărat lepădat. Știți ce mi se pare mie ciudat? Faptul că noi punem har peste har asupra unor fapte nedrepte care se întâmplă și tot încercăm să cocoloșim și să zicem vai, dar lasă sărac dar nu și ne este frică să luăm taurul de coajă și să spunem, bă, asta nu-i bună nu funcționează, tu nu pricepi trebuie schimbate lucrurile aici așa, nu, păi ne facem că plou de ce să ne complicăm, de ce să mai zicem, de ce să stârnim toată împotrivirea tuturor, nu mai bine tăcem din gură ca melcii și ne vedem de treabă și ne băgăm în cochilie și noi bun, domnului bun. Nu. Nu merge așa. Poate la noi da, dar la Dumnezeu nu. Saul era deja lepădat. După ce a adus jertfa, Saul era lepădat. Și momentele următoare din viața lui nu fac decât să confirme lucrul acesta. Observați capitolul 15, momentul în care Saul încearcă să justifice cu jertfe, cu berbeci, cu oi, cu zecimi, cu daruri, cu toate astea, neascultarea lui. Chiar spune Samuel aici, versetul 22, 1 Samuel 15. Îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfe decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea, fiți atenți! Este tot atât de vinovată ca ghicirea și nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. <f> Neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și vrăjitoria. Oh, când auzim de vrăjitori, oh, e cu satana, nu, Ești la fel cu satana în orice funcție ai fi, dacă nu asculți cuvântul lui Dumnezeu. Este la fel de vinovată, zice, ca vrăjitoria, ghicirea și ca închinarea la idoli. Așa că, dragii mei, haideți să nu mai fim atât de entuziasmați de acest har infinit al lui Dumnezeu care te iartă în orice circunstanță, indiferent ce ai face. S-ar putea să fie prea târziu s-ar putea să fie prea târziu. Și viața ta de aici încolo să confirme doar faptul că Dumnezeu a luat bine decizia când a spus că ești lepădat. Da, știu că este dureros, însă, dragii mei, cine poate să le ia la răspundere pe Dumnezeu și să spună că nu este drept? Hai să vedem dacă a fost drept sau nu Dumnezeu în alegerea sa. Deci, a mers la Amalek, n-a ascultat de Dumnezeu. După aceea, David a fost uns ca împărat, a urmat războiul cu filistenii. Saul se trage înapoi, îi este frică, nu se mai încrede în Dumnezeu, nu mai are acea încredere și acele entuziasm de a lupta pentru cauza lui Dumnezeu. Apoi, când a aflat că David este uns de Dumnezeu ca împărat, n-a făcut altceva decât să facă o cauză, o misiune din lucrul acesta de a-l nimici pe David. Chit că era ginerile lui. Toate planurile lui erau să lupte împotriva lui David. Și câți nu sunt care fac o misiune din a lupta împotriva altora și împotriva oamenilor care vor să facă într-adevăr ceva. Din momentul lepădării, Saul nu mai are altă rațiune de a exista decât să lupte împotriva lui David. Așa că dacă ești foarte pus pe harță și pe ceartă și pe băgat bețe în roate la cei care vor să facă ceva, gândește-te cumva dacă nu ești lepădat. Pentru că oamenii care sunt lepădați au nevoie de o rațiune de a exista și care poate fi mai bună decât de a lupta împotriva celor care îl slujesc pe Dumnezeu cu adevărat. Căile tale, ține minte, nu reprezintă căile lui Dumnezeu. Noi vrem să sucim căile lui Dumnezeu și să spunem că toate căile noastre sunt căile lui Dumnezeu și binecuvântăm absolut orice. Nu! Căile lui Saul nu erau căile lui Dumnezeu. Așa îi plăcea lui să creadă. Căile lui Saul erau rezultatul gândirii și alegerilor lui. Și Dumnezeu de fiecare dată îl corecta prin Samuel sau prin împrejurările care veneau în viața lui. Căile tale nu reprezintă căile lui Dumnezeu. Tu trebuie să te corectezi după Dumnezeu, nu să-L corectezi pe Dumnezeu după căile tale. Și apoi, David începe să fie prigonit de Saul. El, ginerile împăratului, să fie prigonit de Saul. Au fost momente în viața lui Saul în care ai zice... Domnule, omul ăsta s-a pocăit, Omul ăsta s-a întors la Dumnezeu. Omul acesta, uh, într-adevăr, regretă relele pe care le-a făcut. Însă, tot ceea ce a făcut imediat după a dărâmat acel castel al imaginii lui Saul. A fost un obsedat de imagine, un paranoic, efectiv. A fost în stare să-l omoare chiar pe fiul său. Și să-l pironească cu sulița. Dacă n-ar fi intervenit poporul printre puținele ocazii în care mulțimea a făcut ceva, să-l scape pe Ionatan din mâna tatălui său nebun, Ionatan ar fi murit în momentele acelea. Însă poporul a zis: O tu împărate. Nu. Nu se întâmplă așa ceva. Saul, pocăiește te tu. Ionatan este cel care a salvat poporul de la foamete și cel care a făcut o mare vitejie în Israel. Ce putere are poporul? Însă poporul este atât de spălat la creier și atât de manipulabil încât nu este conștient de puterea pe care o are. Ca o mică paranteză, dacă mulțimile ar fi conștiente de puterea pe care o au, cei care îi conduc n-ar mai dormi liniștiți. Însă îi tranquilizează, cu niște afișe, cu niște benere, cu niște minciuni pe care le vom salvăm România. Ce salvați România, dragii mei? Sunteți niște mincinoși. Salvăm România. Salvăm România. Nu mai putem de dragul vostru. Vrem să veniți din diaspora în țară. Și nu fac nicio campanie aici, dragii mei. De ce? Pentru că toate acestea sunt niște minciuni. Și minciunile astea se reflectă și în viața noastră spirituală, și în biserici. Saul se mințea singur. Acum o dădea cu pocăința și cu părerea de rău. Plângea și da. Și după ce David i-a arătat clar că putea să-l omoare în peștera din Enghedi, Saul a plâns. Versetul 17 din 1 Samuel 24. Și a zis lui David, tu ești mai bun decât mine, căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău. Și continuă el cu păreri de rău. I-a părut cu adevărat rău. După aia, imediat, s-a stârnit gelozia și iară, hai să-l omor pe David. După ce uh, a avut loc incidentul acesta, bineînțeles că a mai fost încă o tentativă în care David ar fi putut să-l pironească. Și fii i au zis, hai să-l pironim aici. Și zice, nu, nu pun mâna pe unsul Domnului. Și iară plânge asta cu lacrimi de crocodil. Vai, îmi pare rău, ești mai bun decât mine. Am lucrat ca un nebun. S-a pocăit sau nu? În toate aceste secvențe din viața lui, Saul n-a dovedit altceva decât că Dumnezeu a avut dreptate când l-a lepădat. Toate alegerile lui Saul au mers spre lepădare. Au mers spre blestem. Din binecuvântat a devenit un demonizat. <sus> și câți din ăștia nu sunt în creștinismul de astăzi? Și te mir că lucrurile merg prost, că da. stai și te duci și da. fă tot felul de demersuri dar nu mai fi așa, stai liniștit, da, nu mai, stai, da, Nu! Mai. Ga, da. nu. Dumnezeu este mult mai tranșant. În momentul în care a zis, ești lepădat, la revedere, nu mai stăm să mai discutăm. Ceea ce a urmat după a dovedit cu vârf și îndesat că decizia lui Dumnezeu era cât se poate de corect. Așa că Saul, din binecuvântat, a ajuns demonizat și lepădat. Lacrimile înșelătoare erau târzii nu mai aveau niciun rost pentru că Saul era deja pe drumul pierzării. Știu că nu sună deloc comercial, nu adun mulțimi cu un asemenea mesaj, nu adun like-uri și distribuiri pentru că nu este interesată lumea să audă în felul acestei Evanghelia. lor să le spui că orice ar face nu contează, că sunt mântuiți, că sunt deja mântuiți în împărăția lui Dumnezeu și că Dumnezeu îi scarpină la tărpi cu tot felul de binecuvântări și că toarnă peste ei tot felul de lucruri bune și oamenii uf, sunt încântați în momentul ăsta și nu zic că Dumnezeu nu este bun și că nu ne binecuvântează. Însă cred că o jumate cel puțin din Evanghelie noi o sucim sau o decupăm, pentru că nu cade bine la mulțimi. Adevărul care ne face sloboți cu adevărat nu este plăcut. În momentul în care Hristos era în fața lui Pilat și a început să se umfle el în pene, să spună, „Oh, nu știi că eu am putere să-ți dau drumul și am putere să te crucific. Și Dumnezeu zice, stai, nu știi că nu ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi dată de sus. Și îl întreabă, pentru ce ai venit în lumea asta? Și eu m-am născut ca să mărturisesc despre adevăr. Înțelegeți? Hristos s-a născut ca să mărturisească pentru adevăr. Și atâta vreme cât noi nu mărturisim adevărul în viața noastră, nu avem cum să fim pe calea lui Dumnezeu, pe calea mântuirii. Prea târziu pentru sau, prea târziu pentru mulți. Și despre această categorie a celor pierduți, spune Sfântul Apostol Petru, în 2 Petru, capitolul 2, cu 15 la 22, niște lucruri cât se poate de interesante, dar iarăși, poate din Bibliile multora e decupată secvența aceasta, se vorbește despre cei care au gustat bunătatea harului lui Dumnezeu și care au pierdut, s-au rătăcit, au căzut, au fost lepădați. Da, asta arată că nu poți să fii mântuit odată pentru totdeauna. 2 Petru 2 cu 15 și în continuare. După ce au părăsit calea cea dreaptă, zice, au rătăcit și au intrat pe calea lui, lui Balam, fiul lui Besor, care a iubit plata fără de legii, adică a compromisului. Fie că e vorba de minciună, fie că e vorba de bani, fie că e vorba de neimplicare, fie că e vorba că nu iei atitudine împotriva nedreptății, plata fără de legii, confortul dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege. O măgăriță necuvântătoare care a început să vorbească cu glas omenesc a pus frâu nebuniei prorocului. Oamenii aceștia sunt niște fântâni fără apă, niște nori alungați de furtună, lor le este păstrată negura întunericului. Observați, nu spune că le va fi oferită negura întunericului sau că soarta lor, ci că le este păstrată. Asta arată că decizia în dreptul lor a fost luată. Apoi, ei vorbesc cu trufie, lucruri de nimic, momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. Le făgăduiesc slobozenia, observați, Harul Lui Dumnezeu, ești mântuit, da, ești liber în Hristos. În timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii, căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. În adevăr, după ce, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată. Câinele s-a întors la ceea ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. Acid rău, Petru, nu? Nu, nu seamănă deloc cu ce am învățat noi în evangheliile astea predicate din apă îmbibată în zahăr și în miere și în toate celelalte. Deci nu, nu... Nu merge, nu funcționează. Observați că lucrurile sunt cât se poate de serioase. În momentul în care ai primit Evanghelia, ai primit o veste bună, ai primit eliberarea, dar ai primit și o mare responsabilitate. Nu poți să trăiești neglijent în harul lui Dumnezeu, să fii imparțial, să n-ai responsabilitate, să n-ai nicio decizie și să nu spui adevărul atunci când trebuie. A face lucrul acesta înseamnă să fii în afara planului lui Dumnezeu. Păi ce are nevoie Dumnezeu în împărăția lui de niște, vorba moldoveanului, de niște păpușoi aliniați în linie, adică de niște știuleți de porumb aliniați în linie, care gândesc la fel, au aceeași mărime, au aceeași roadă sau poate n-au deloc și nu deranjează pe nimeni. Dumnezeu nu are nevoie de astfel de oameni. Uitați-vă la, la oamenii săi. Au fost puțini. Dar cei care au existat și cei care au dat mărturie pentru adevăr au însemnat ceva pentru societatea în care au trăit, pentru lumea în care au trăit, astfel încât oamenii ori i-au iubit, ori i-au urât de moarte. Faptul că noi creștinii nu mai suntem urâți de moarte arată că ne-am compromis atât de mult încât nu mai deranjăm pe nimeni. Și asta ne face să fim cât se poate de plăcuți, de comozi, de liniștiți și dăm cu harul înainte, cu bunătatea lui Dumnezeu, cu toate astea, neștiind, poate, că noi suntem lepădați. <gântu -i> și după ce am cunoscut bunătatea lui Dumnezeu, după ce am cunoscut harul lui Dumnezeu, ne întoarcem la ceea ce, a vărsat, ce, am vărsat, precum câinele, nu știu dacă ați văzut imaginea asta, este abominabilă, este cât se poate de grețoasă, nu mai vorbim că, da. Și scroafa bine spălată s-a dus să se tăvălească din nou în mocir. Sunt două imagini care spun două lucruri. Că poate ai avut ocazia să dai din tine ceea ce este rău, dar după aia, după ce apostaziezi, te întorci la ceea ce ai vărsat și imaginea cu scroafa arată de fapt că tu n-ai fost niciodată convertit și n-ai fost niciodată copil al lui Dumnezeu pocăit, doar vopsit. Cele două categorii, unii care au fost sinceri la început, au dat răul din ei și alții care n-au fost niciodată convertiți și care uh, au fost uh, oarecum îmbrăcați într-o evanghelie, dar care n-a schimbat natura lor, care n-a avut niciun impact în viața lor. Au fost spălați doar, precum acest necuvântător, și s-au dus să se tăvălească din nou în mocirlă, însă ei, tot porci, au rămas. Este cât se poate de interesant modul în care ne vorbește Dumnezeu în unele pagini ale Scripturii, în cele pe care mulți dintre noi le-am decupat. Dar, nu uitați că este cuvântul lui Dumnezeu. Și atâta vreme cât există acest cuvânt, noi nu putem să-l desființăm. Nu putem să-l dăm la o parte. Și dacă îl dăm la o parte, o facem în detrimentul nostru, în dezavantajul nostru. Vestea bună, dragii mei, este faptul că Dumnezeu este corect în tot ceea ce face. Vestea bună este faptul că Dumnezeu îmi dă șansa să aleg binele. Vestea bună este faptul că Isus a murit pentru mine ca să trăiesc în adevăr și în corectitudine. Nu să mă întorc la ceea ce am trăit înainte, nu să suces căile lui Dumnezeu să pară că sunt ale Lui, nu să mă mint singur că sunt mântuit și că de fapt eu sunt pierdut. Există și posibilitatea aceasta ca să fii pierdut și tu să trăiești cu minciuna în minte Că ești mântuit. Ziua judecății lui Dumnezeu îi va trezi pe mulți la realitate, dar prea târziu. Și vor veni mulți și vor zice: Doamne, am făcut noi minuni în numele. n-am scos noi, dragi, în numele tău, n-am predicat, n-am botezat, n-am făcut atâtea lucruri în numele tău. Cum să fim noi pierduți? Știți ce le spune Hristos? Duceți-vă de la mine blestemaților. Niciodată. Nu v-am cunoscut. Niciodată. De ce? Pentru că oamenii ăștia erau deja lepădați. Și decizia lui Dumnezeu nu face decât să confirme, faptele lor nu fac decât să confirme faptul că decizia lui Dumnezeu a fost cât se poate de corectă. Dacă vrei să trăiești în har, trăiește în dreptate. Dacă vrei să fii mântuit, ascultă de Dumnezeu. Dacă vrei cu adevărat să fii copila lui Dumnezeu, nu te mai minți singur, pentru că altminteri s-ar putea ca Dumnezeu să te lase pentru totdeauna în pace.